astăzi la ora de cripto. Bitcoin este la 41.500 de dolari și hai să vedem ce s-ar putea întâmpla pe termen scurt pe prețul Bitcoinului. După cum am scris și pe Twitter, sunt plecat, la ski, sunt plecat din țară pentru câteva zile la schi, însă vreau să vă țin la curent cu ce se întâmplă în piața cripto. Da? Așa că nu uitați să apăsați butonul de like și un coment, mă ajută foarte mult la creșterea acestui videoclip. Bun, pe 4 ore putem vedea că se formează un descending triangle, da? De când am ajuns la topul ăsta de 44.600, am format și un double top, o formă și de aici ne-am corectat. Este un lucru perfect normal după un asemenea uptrend. Însă putem vedea că aici avem o zonă de suport. Zona de 40.500 de dolari, zona asta de 40.500, 40.600. Putem vedea că o dată a fost rejectată, instant ne-am dus la rezistență și în aceste momente acum câteva ore din nou am retestat din nou suportul și aici sunt șanse foarte mari să testăm încă o dată rezistența. Însă mare atenție! Deci, pe 4 ori putem vedea că se formează un descending triangle. Dacă intrați pe Google și scrieți un descending triangle in an uptrend, puteți vedea că scrie if it appears uh, due, during a long term uptrend, it is usually taken as a signal of a possible market reversal and, tre and trend change. Deci, s-ar putea să se formeze un, un semnal de schimbare a trendului din bullish în bearish. Însă, vă vă spun eu din propria experiență că și în perioada de bull și în perioada de bear nu trebuie să vedem să luăm mota -mo aceste tipare, trebuie să așteptăm să vedem în ce direcție merge piața. Dacă Bitcoin în următoarele ore va testa rezistența și la cum arată lucrurile, ar putea să testeze rezistența asta în următoarele zile, dacă testează 42.000 de dolari și sparge pe 4 ore și merge cu volum mare, atunci următorul prag ar trebui să fie 43.400. 43.400, iar mai apoi încă o dată 44.500 de dolari. Însă, dacă mergem în jos, targetul va fi următorul. Uh, pragul cel mai important va fi 40 de mii, care este și un prag psihologic foarte mare și este și următoarea zonă de suport și dacă pierdem 40.000 de dolari, înseamnă că vom ieși și din acest descending triangle în jos și targetul ar fi undeva la 37.000 de dolari în prima fază. Deci dacă mergem sub 40, uh, sunt foarte mai șanse să mergem rapid pe topogan până spre, 4, până spre 37.000 de dolari, însă trebuie să așteptăm, da? Însă dacă mergem sub suport, cred că voi deschide o poziție mai mare de short pe Bitcoin și puteți face și voi acest lucru pe Prime, XBT, folosind linkul din descrierea videoclipului sau pe Bybit. Deci cam asta vedem pe prețul Bitcoinului. și este perfect normal ca Bitcoin să scadă în aceste momente, da? Deoarece a urcat parabolic. Însă, hai să vă arăt de ce sunt eu bullish. Mergem pe bursa americană. S&P-ul este la 4747, este la 1,6% de un nou all-time high. În schimb, Nasdaq-ul deja a făcut noi all-time high și a trecut deja de rezistența asta. Și de obicei ne arată și Nasdaq-ul ce s-ar putea întâmpla și pe S&P. Vom vedea dacă astăzi, mâine, la, început, la sfârșitul acestei, acestui an 2023 foarte bun, bursa americană va face un nou all-time high. Și acum acum este momentul pentru bursa americană și va veni uh, timpul și pentru cripto. Și lucrurile se pot schimba foarte repede și pe Bitcoin. Da? Și vă spuneam că cred eu și pe Bitcoin că lucrurile mari se întâmplă cam până în 20 decembrie, cam 15-20 și iată că cam asta s-a întâmplat. Vom vedea dacă la final acestui an vom vedea încă o mișcare explozivă pe Bitcoin. Însă mă aștept la un ianuarie explozibil de când va începe perioada când s-ar putea aproba un spot ETF pe Bitcoin. Deci cam asta văd eu pe Bitcoin pe termen cu bursa americană. Are toate șansele să testeze all time high și de aici vedem un price discovery spre 5.000 de dolari pe bursa americană. Toată piața cripto este la 1, 52 de trilioane de dolari în acest momente, un reject exact de la 1.6, următorul target ar trebui să fie spre 1.9 trilioane de dolari, de aici o creștere aproximativă de vreo 20 de procente. Total 2, care reprezintă toată piața cripto de altcoin-uri, adică toată piața cripto fără Bitcoin, Uh, face un prim semnal bearish. Este sub suport în aceste momente. Dar această lumânare este sub acest suport. Putem vedea că după acumulare pe altcoinuri aici, din august până în octombrie, ne-am dus în partea superioară și atunci alt altcoinurile au urcat foarte mult. Și de atunci am avut un uptrend pe total 2 și în aceste momente suntem sub suport. Însă nu mă sper această lumânare, deoarece lucrurile se pot schimba oricând foarte repede. Mergem mai departe pe Bitcoin Dominance, BTC.de pe 3 zile. Putem vedea că Mișcarea pe Bitcoin încă nu s-a terminat. Încă suntem în acel, în acel Bitcoin season când Bitcoin este regele și Bitcoin de trendul, cu toate că le au mai urcat, Bitcoin rămâne șeful în piață încă și în perioada următoare. Putem vedea că din noiembrie 2022 de când Bitcoin a pus bottom la 16.000 de dolari, 15.600 cam pe acolo, dominanța tot timpul la suport a făcut bounce o dată de 3 ore, de 4 ore aici. și putem vedea că a 5 ore și încă o dată a 6-a oară, da? După două doge aici pe 3 zile putem vedea că dominanța deja începe să meargă în sus și cred eu că dacă Bitcoin va urca 43 44000 de, de dolari dominanța la fel va merge încă o dată în sus și dacă o să scadă Bitcoin dominanța la fel va merge în sus și atunci ne așteaptă încă mai mult sânge pe când le vor urca parabolic când uh, BTC.D va merge în jos din acest rising wedge și când va merge rapid uh, din acest rising wedge uh, va merge foarte bine în jos și atunci le vor putea urca, însă în aceste momente încă suntem în Bitcoin season dxy este la 102,55 în aceste momente și pe 3 zile putem vedea cum este trendul pe macro. Da, pe 3 zile încă suntem în scădere și dacă punem un Fibonacci aici putem vedea că în acest momente ne-am dus sub 0,61 pe Fibonacci și în aceste momente retestăm. Da? Următoarea zonă de suport ar trebui să fie 101,3 iar mai apoi 99 și adevăratul downtrend pe dolar ar trebui să înceapă sub 100 care este și un prag psihologic, sub 100 ar trebui să testeze suportul undeva, acest suport în Q1 2024 și până atunci mă aștept la uptrend-uri și în cripto și pe S&P uh, și cam pe tot. Mergem mai departe și pe EGLD. EGLD este în acest moment la 57,79. Și după ce a ajuns la acest target de 70 de dolari, putem vedea că este într-o coborâre. Dacă punem un Fibonacci din acest bottom în top, ca să observăm, ca să observăm unde sunt suporturile, putem vedea că în aceste momente încă este bullish, atâta timp cât stă peste 54 și 51 de dolari, încă este bullish. Dar poate să scadă până în 51 și de să, să, plece racheta spre 70-80. Atâta timp cât ține 0,5 pe Fibonacci și 0,6 pe 1 pe Fibonacci, zona de 51-54 încă este Bullish. Dacă închide sub 51, aici sunt semnale bearish. Ar trebui să scade spre 46, mai apoi pe 40 doar dacă va merge uh, sub 51. Cam asta văd eu pe piața cripto. Uh, așteptăm să vedem dacă bursa o să facă noi o time de orice. Ar trebui să tragă și piața cripto mai mai apoi în sus. Da, vă doresc un, un sfârșit de, de an foarte fain. Pe data da. viitoare!